Stadionul Areni va găzdui miercuri confruntarea dintre Rapid Suceava și FC Brașov, contând pentru 16-mile de finală ale Cupei României la fotbal. Gazdele au ajuns în această fază a competiției după ce au trecut de Ceahlăul Piatra Neamț, în vreme ce brașovenii au eliminat echipa CS Păulești, care evoluează în Liga 4-a prahoveană. Suceveni acordă o atenție deosebită acestei competiții, drept pentru care antrenorul Bogdan Tudoreanu a decis să menajeze o serie de jucători în ultimul meci de campionat de la Bacău. Obiectivul rapidiștilor este să se impună în fața Brașovului și să repete astfel performanța de anul trecut, când au avansat până în faza optimilor de finală. Ne dorim foarte mult calificarea și un nou duel cu o echipă de eșalonul întâi, de aceea vom aborda jocul cu cea mai bună formulă de echipă. Știu că Brașovul este o echipă solidă care excelează pe faza ofensivă, acolo unde evoluează jucători importanți ca Buga, Matei, Codoban sau Rusu. Chiar dacă sunt o echipă cu pretenții, ardelenii nu au plecat prea bine în campionat, însă până acum au avut evoluții mult mai bune la meciurile din deplasare. Cred că șansele de calificare sunt egale, poate cu un mic plus pentru noi, ținând cont că vom evolua pe teren propriu și vom beneficia de sprijinul publicului sucevean, a declarat antrenorul Rapidului. Brașovenii își doresc la fel de mult să treacă în turul următor, de aceea antrenorul Adrian Sabo a deplasat la Suceava cei mai buni jucători pe care are la dispoziție. Vom alinia pe Areni cea mai bună formulă de echipă care să ne apropie calificarea. Trebuie să fim profesioniști, să trecem peste oboseală și peste presiunea pusă de fanii suceveni și să câștigăm acest meci. Ne așteaptă însă un joc foarte greu, pentru că Rapid este o echipă bună. Am observat că sucevenii au folosit în ultimele două meciuri de campionat formule de echipe diferite, ceea ce denotă că dispun de un lot echilibrat și competitiv, a precizat antrenorul Adrian Sabo. FC Brașov nu va putea conta în jocul de la Suceava pe aportul jucătorilor Avram, Codoban și Yang, toți accidentați.